urmăresc o pagină pe internet care zice că bicicleta ar fi mașinăria libertății, Freedom Machine. Ești de acord? De vreo 12 ani pedalez și eu aproape zilnic, și iarna și vara, și pe ploaie și pe vânt, și mă simt liber. Azi am ieșit să pedalez cu oamenii ăștia pentru că cică e ziua internațională a bicicletei sau a mersului de bicicletă. Am venit din solidaritate și din dorința de a cere autorităților infrastructură biciclistică, șoferilor respect în trafic și să dăm exemplu altor cetățeni care ar putea să trăiască mai sănătos și mai fericit dacă ar petrece mai puțin timp în ambuteiaje cu mașina și ar alege să folosească transportul public și transportul ecologic, care este bicicleta, trotineta, patine cu rotile, skateboard. Sau folosesc bicicleta pentru călătorii. Luați un cort, un sac de dormit. Vremea deja începe să fie bună. Ieșiți din casă. Exprimați-vă, informați-vă. Distrați-vă. Nu vă trebuie neapărat bicicletă performantă. Mergeți cu o bicicletă simplă, ieftină. Ăștia suntem la bicicleala de luni, aproape de Arcul de Triumf, pe Bulevardul Aviatorilor. Băieți și fete, tineri și vârstnici. Avem o cauză comună, pedalarea. Pe două sau trei roți, cu acțiune manuală sau de picioare. Dar să nu poluăm mai mult decât biogazul pe care îl producem în mod natural oricum. Haideți cu noi! Pare că din cauza vizitei papei de la Roma în București erau condiții de securitate exagerate și s-a renunțat la pedalarea masa critică din fiecare lună, ultima zi de vineri din luna anul ăsta. Luna asta pica, sau luna trecută pica pe 31. S-a renunțat la pedalarea din 31 și iată, pedalăm azi cu ocazia zilei bicicletei. Dar vedem că drapelele Vaticanului încă n-au fost scoase. La București sunt și sisteme de închiriat biciclete pentru turiști. Cei care locuiesc aici sper că au bicicleta lor. Câtă grijă are primăria de noi. Pe Bulevardul Kiselev, pe unde vin toate delegațiile, carosabilul e atât de prost proiectat încât rămân băltoace și fix pe prima bandă sau pe jumătatea primei benzi pe unde merg bicicliștii. Suntem nevoiți să ocolim și gratele astea de canalizare și băltoacele după orice ploaie.
Și se mai întâmplă și așa aberații pe trotuar de unde ne-au fost destinate piste biciclistice. Circulă mașini pentru că au parcări acolo și au nevoie de acces în parcare. Adineaurea trecut ăsta cu o viteză de ne-am speriat. Ilfov 92 STU. Și ca el sunt mulți care sunt parcați aici. Mai repede. De pe trotuar se termină acolo și o să fie nevoit să vină lângă noi carosabil. Să revendicăm împreună loc în trafic. Pista cu praguri se termină la Fântâna Miorița. Schimbăm benzile și ne ducem probabil la gara Băneasa. S-ar putea de aici să ne întoarcem spre oraș. Noi, cât nu ne-a prins ploaia. Nu ne oprim la gara. Văd că unii o iau spre gara de nord. Pe Caldarâm. Câinii nu prea se destrează cu bicicliștii. De regulă ne latră și chiar ne aleargă. De asta e bine într-o urbe civilizată să nu existe câini slobozi. Dar la București mai găsești. S-a pus interesantă pedalare, cam mută, eu aș face mai mult zgomot. Un avion a fost solidar cu noi și a mers o leacă în aceeași direcție, dar acum văd că virează dreapta. Ăștia au pus irresponsabilă rulota cu clătite fix în mijlocul drumului și era să ne accidentăm. Clătite uriașe, aducătoare de moarte. Strada parcului. Ne întoarcem spre centru.
Groapă! Toată lumea se avertizează groapă pe dreapta, groapă pe stânga. Pe mijloc. Mașină parcată neregulamentar. Interesant că am intrat prin campusul studențesc de la agronomie. Să ne vadă și studenții. I-a căzut cuiva o carte de dobă. Lăsați fumatul, hai la pedalat. Sunt unii care au bicicletă aici, dar nu sunt foarte mulți. Să-i încurajăm. O duc bine studenții. În loc să-și iau o bicicletă. Și cu numere de Italia vin unii. În loc să-și iau o bicicletă, mai ales că facultatea e alături. Agronomii se pregătesc de drum de țară. Măcar așa, dacă nu cu bița. Interesant traseu. Mai departe de gazele de eșapament. Acar bine că se mai strânge praf uneori, ca să nu îl inhalăm chiar pe tot. La Arcul de Triumf și pentru că nu sunt incidente, cred că o să termin aici pedalarea. Suntem toți? Da. În sens că filmarea pedalării a fost minunat. Merg cu ei până în Parcul Izvor, la rondul bicicliștilor. De acolo pornesc mare parte dintre pedalările civice din București și tot acolo se termină unele, ca de exemplu asta. De ziua internațională a bicicletei.